Stresul din închisoare îl îngrașă pe Gigi Becali. După ce a fost încarcerat, Becali, în vârstă de 55 de ani, a reacționat altfel decât restul lumii la problemele pe care le are. În loc să slăbească, se pare că patronul din Ghencea se îngrașă pe zi ce trece. Cel puțin asta au susținut apropiații latifundiarului după ce l-au vizitat la penitenciar. Oamenii spun că motivul acumulării kilogramelor în plus îl reprezintă brânza de oaie pe care o primește de acasă. Printre apropiații care l-au vizitat la închisoare pe Gigi Becali se numără și finul său, Cristi Borcea. Acesta a confirmat pentru jurnaliștii de la Libertatea că patronul Stelei s-a îngrășat de când este în detenție. Iar de vină pentru silueta tot mai rotunjită a latifundiarului nu e mâncarea servită deținuților, ci pachetul primit de acasă. Este de nerecunoscut. A luat în greutate 6 kg de când e la pușcărie. Și asta se vede clar, fiindcă era slab când a intrat. În plus, este mic de înălțime, iar orice kilogram în plus atrage atenția. A spus un apropiat al lui Gigi Becali după ce l-a vizitat la penitenciarul Jilava. Este cunoscut faptul că patronul Stelei, Neam de Oier, are o slăbiciune pentru brânza de oaie, o brânză grasă, recomandată de medici, în cantități moderate. Consumată zilnic, aceasta favorizează o mulțime de afecțiuni și acumularea de kilograme. Brânza de oaie, la fel ca multe alte feluri de brânză, are un conținut destul de mare de grăsimi saturate, ceea ce contribuie la creșterea aportului caloric zilnic, pentru că fiecare gram de grăsime ne aduce 9 kilocalorii. De asemenea, există riscuri asociate sănătății prin faptul că grăsimile saturate contribuie la accelerarea procesului aterosclerotic, adică de depunere a grăsimilor, a plăcilor de aterom în interiorul vaselor de sânge, ceea ce reprezintă premiza pentru declanșarea unor boli cardiovasculare grave. Trebuie să este un factor favorizant, dar nu determinant. Mai curând aș spune că sedentarismul poate este un factor care contează foarte mult în acumularea de kilograme. Omul de afaceri din Pipera a primit 2 sentințe a câte 3 ani în dosarul schimbului de terenuri cu MEAPN și în dosarul Valiza și a cerut contopirea pedepselor. 650.000 de euro este moștenirea